cops on la chatting with us, who have no aim in life, just legs. And all this happens 'cause... Anastasia Ursu, alias Miss M, a trecut în fugă pe la Chișinău, iar noi nu am putut rata ocazia să o întâlnim și să o mai descoasem. Boy, please don't worry, mama gives you everything. Salut, mulțumesc pentru invitație. De fiecare dată când vin în Moldova, nu ratez șansa să gust niște plăcințele gustase de ale mămicăi. Și la fel îmi place foarte mult mâncarea, bucatele georgiene. Și am venit astăzi aici, în restaurantul Tbilisi, să gustăm ceva frumos, haciepuri și hincali. Deci cura mea de slăbire s-a terminat. Recent a călătorit în mai multe țări, de unde s-a întors inspirată și îmbogățită cu noi experiențe. Am primit o invitație în iarnă să fiu profesoară într-un workshop internațional de muzică pentru copii în Elveția, orașul Lugano. Deci a fost o echipă internațională de profesori și o echipă internațională de elevi. Copiii talentați din Moldova tot vor avea șansa să plece în această ca o tabără, Summer Working Shop. Planificăm să organizăm acest workshop în fiecare jumătate de an. Imediat după participarea sa la Eurovision, la etapa națională, Miss M s-a întors în Rusia și s-a refugiat în muncă. La Moscova am avut recent, în luna mai, o lansare. Lansarea albumului pe care l-am așteptat de foarte mult timp. L-am așteptat 2 ani. 2 ani am lucrat la acest album. În acest album au intrat 10 piese. Se numește albumul Illusions. Uite, și chiar astăzi vreau să-ți mânez. Deci este o variantă exclusivă de CD cu niște comicsuri, adică subiect. Veți aici discul. Cine a lucrat? Muzică, text, Anastasia Ursu. Și mai departe, la fiecare piesă, câte un subiect. Deci, veți vedea, a lucrat la aceste comicsuri un designer și o pictoriță, prietena mea, care se numește Antonia Lev. De fapt, ea și a lucrat la designul decorațiilor pentru show-ul Eurovision 2015. Și a și făcut comicsuri pentru Dita Fondis. Acum lucrează pentru comics la Beyoncé și Nicki Minaj. După ce am aflat că îi merge bine în carieră, am întrebat-o cum stă și la capitolul viață personală. Bine, merge bine, deci după Eurovision și mai bine. Deci ne-a dat emoții. În momentul cel când am fost împreună în scenă, eram ca un indian și el mă susținea și eu pe el. Ambii tremuram de frică, eram foarte emoționați, însă până la urmă am făcut-o și fără susținerea lui, nu știu cum aș putea trece. Anastasia nu-și vede fanii din Moldova atât de des cum și-ar dori, de aceea a ținut să le transmită un mesaj. Dragii mei, faceți în viață lucruri care vă plac. Totul ce se întâmplă acum, la moment, asta trebuie să prețuiești suficient.